Vremea se răcește accentuat, iar în mai multe regiuni apare burnița. Meteorologii anunță temperaturi scăzute sub normalul perioadei toată săptămâna, aduse de un val de aer polar. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile maxime se vor situa între 8 și 15 grade, iar cele minime se vor încadra între minus 8 grade Celsius în estul Transilvaniei și 5-6 grade în dealurile vestice și pe litoral. În orele dimineților, pe alocuri, se va forma ceața. A venit un val de aer polar la noi în țară. Dumneavoastră, ce părere aveți? Este frig pentru această perioadă? Este. N-a fost așa. S-a schimbat. Toate, nu mai este ce a fost. Când era meu copil pe vremea asta, la Crăciun, în decembrie, aram, ne puneam grâu în pământ, dar cu boi, cu plugul, nu ca acum. Acum, la normă și de formă. Asta e situația, scumpa mea. Eu zic că da, ar fi potrivită, da. Nu este prea frig. Nu. Cu excepția regiunilor nord-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, temperaturile medii se vor situa sub cele specifice acestei perioade. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane. Nu știu ce să vă spun, e vremea de la Domn, e anotimpul Domnului și Domnul face ce vrea, dă și căldură, dă și ploaie, dă și soare, domniță, și frig, trebuie să le primim pe toate. Nu e frig în timpul de acum. Am avut și căldură. Când e cald, nu ne convine. Când e frig, iar nu ne convine. Să-i mulțumim Domnului, Doamnă! Meteorologii avertizează faptul că trebuie să ne pregătim pentru venirea toamnei autentice, chiar un început de iarnă. Săptămâna aceasta sunt temperaturi anormal de scăzute pentru a doua parte a lunii octombrie, în special la munte și în nord-estul României. Și în celelalte regiuni vom simți o răcire abruptă a vremii după zilele deosebit de călduroase.